modificată cu modificările și completările ulterioare. Ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 62 din 13 mai 2016, emisă de domnul primar. Din consultarea cu condiții de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând în continuare din motive medicale domnul consilier Stanciu. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Am să cer îngăduința ca să vorbesc din această poziție. Fără îndoială că este o ocazie deosebită, fiind ultima ședință ordinară a Consiliului Local în actualul mandat. Asta înseamnă că avem în mod justificat ceva emoții, dar avem și suficientă maturitate ca să le depășim. Pentru că suntem în slujba comunității și opționat să declarăm, mai ales în campania electorală. Am, deci, onoarea să luăt prezenta dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri, în egală măsură acelor care sunt invitați și colaboratorii noștri din totdeauna. Conform uzanțelor, adică e vorba, știm cu tot, de regulamentul care ordonează activitatea referitoare la ședințele Consiliului Local, o să reamintesc ordinea de zi pentru invitați mai ales și pentru a putea fi acceptată sau amendată în sens pozitiv, fără îndoială, de către dumneavoastră. Avem la primul punct o informare privind impactul asupra bugetului local al solicitării secțiilor agroalimentare de Bogdănești, referitor la diminuarea impozitelor și taxelor locale pentru persoanele juridice. Prezintă doamna Iftinca Alina, consilier juridic, care are printre numeroasele atribuții, la dovadă că sunt foarte numeroase și consistente, și-a reconsiderat spațiul proxim și-a mărit biroul, care este și colegii dumneavoastră de la deliberativ, pentru perioada iunie 2015, în mai multe așa perspective, ceva similar că propun la punctul al treilea, adică prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor care compun Consiliul Local Bogdănești pentru perioada iunie 2015 mai 2016. În continuare, propun un proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 27.8.2014 privind stabilirea programului de acces în câmp cultura persoanelor, mijloacelor de transport, atât cu tracțiune animală cât și cu tracțiune mecanică, în vederea de pare și toate interesul inițiator de semnal. În ultimul moment au mai fost acceptate prin bunăvoința dumneavoastră care a fost manifestată de-a lungul întregului mandat pe care o să revin, dacă îmi permite, am apreciat-o întotdeauna. Mai avem două proiecte de hotărâre, un proiect de rectificare bugetului comunității, inițiatorul subsemnatul, și un proiect de hotărâre care se referă la majorarea cotizației pe care o datorăm ca membrii ai Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului. Și cu tuma noastră, dacă o să fie cazul, solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot ordinea de zi anunțată. Cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate. Asta confirmă aserțiunea pe care a făcut-o anterior. Vă rugăm de dumneavoastră care a fost întotdeauna maximă. Evident, spre beneficiul comunității locale. Cred că trebuie să stabilim, am informatică, funcția de președinte al ședinței de astăzi va fi girată de doamna director Grigore Mioara, colega dumneavoastră. Bănuiesc. Da, am
am bănuit bine. Mulțumesc. Eu îi doresc succes și cred că putem începe ședința propriu-zisă. Mulțumesc pentru încrederea acordată, domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați. Trecem la punctul 1 pe ordinea de zi, informare privind impactul asupra bugetului local, solicitării SECE Interanual MSRL Bogdănești, referitor la diminuarea impozitelor și taxelor locale pentru persoanele juridice. Și dăm cuvântul doamnei consilier juridic Iftinca Alina. Aveți cuvântul. Da, deci am făcut la mapă o informare, o analiză privind impactul diminuării cotei de impozitare pentru SECE Interagroaliment. Da. Ei au primit acum? Da, am dat eu. Da, conform informării, am trecut valorile care erau valabile în 2015, care era de 1,5%, conform codului fiscal. Anul acesta, modificându-se codul fiscal, cota este de 1,3%, deci este mai puțin față de anul trecut. Am făcut o analiză a impozitelor și taxelor achitate de dânsii anul trecut și achitat și de toate societățile de pe raza comunei, vizând 1,5%. Deci anul ăsta, având în vedere codul fiscal, a micșorat cota la 1,3, am avut un deficit de 41.225 de lei. Deci asta începând de la începutul anului, pentru toate societățile. Am făcut o analiză și în ce privește valoarea de 0,2%. Deci asta ar diminua impozitele, veniturile bugetului local, din care se plătesc cheltuielile. Deci, întreaga sumă ar fi de 119.505, deci 1.195 de lei, per în tot anul, pentru toate societățile, pentru cota de 0,2%. Deci, asta ar însemna o diminuare cu 78.280 de lei aplicată la cota de 0,2. Deci, ca o concluzie, din analiza valorilor impozitelor rezultate, din aplicarea diminuării cotei de impozitare în ce privește impozitul pe clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice de 1,3% la valoarea de 0,2%, rezultă un deficit bugetar pentru anul 2016, deci în eventualitatea aprobării 0,2%, de 119.505 lei conform codului fiscal. Da, de fapt, domnul secretar ne-a prezentat o adresă de la domnul Șerban vis-a-vis de acest referat pe care l-a făcut doamna consilier Iftinca la ședința precedentă și eu repet și am repetat ce am spus și atunci. Deci sunt de acord cu această solicitare pe care a făcut-o domnul director Șerpan, din două motive. Unu, este o persoană foarte, adică foarte, o persoană importantă care aduce un venit destul de substanțial acestei comune. Repet ce am spus și tura trecută, nu pățim cum a pățit comuna Oidus cu domnul Cășneanu, când s-a retras și și-a dus firma în altă localitate. Deci, eu sunt de acord cu
solicitarea făcută de domnul director Șerban și eu zic că este foarte bun pentru comunitate. Mulțumim, doamne consilier. Dacă mai sunt și alte scrieri la cuvânt. Eu vreau să mă intervenție preliminară, dacă îmi permite. Sunt apel la consiliere PSD să-și spună părerea, pentru că o să-mi spun și eu părerea, dar cred că ar fi cel puțin un gest de eleganță minimă să dăm cuvântul reprezentantului interagroalimentului, domnul grădinar, în înțeles. Vă mulțumesc pentru... Nu, trebuie să mulțumesc doamnei președinte, consilierilor. Un singur lucru am de spus. Doamna Chitincă nu a spus un lucru important. Cota maximă a impozitului este de 1,3%. Noi am plătit... Vă rog să-l ascultați, pentru că aici se discută soarta comunității. Dacă nu vă pasă ca și consilieri, păi cum facem cu campania electorală când declarăm ce ne tânguim, când ne pasă, avem insomnii, nu știu dacă mai apucăm ziua de mâine, atâta ne pasă de... E o chestie de responsabilitate, eu încerc scurt. Nu pot să chem la ordine de ceilalți colegi, dar fac apel la consilierii din echipa care o alcătuim împreună. Dacă ne ferim așa să ne asumăm răspunderea, păi, nu știu ce mai căutăm pe aici la un moment dat. Asta e valabil și pentru mine. L-ascultăm pe domnul grădinar, cunoaștem, suntem consăteni, nu suntem dușmani, repet. În campania electorală eu înțeleg că putem fi adversari, e cu totul altceva, dacă o luăm așa că o chestiune personală sau de viață și de moarte, Doamne ferește, semn de imaturitate asta. Mă iertați, da. Nu e nicio problemă. Poate era normal să vă asculte, de asta ați venit de aici. Nu e nicio problemă, mulțumesc. Nu vreau să spun decât că Interagroalimente este o societate care și-a plătit întotdeauna la timp impozitele, indiferent de vremurile prin care am trecut și de greutățile pe care le-am întâmpinat. Fac doar precizarea că impozitul este la cota maximă. Cota maximă de 1,3% conform noului cod fiscal. Și având în vedere greutățile cu care ne confruntăm anul acesta, a fost un an foarte greu din punct de vedere agricol și anul în curs este destul de greu, deoarece prețul cerealelor este destul de scăzut, asta ca să fac o precizare din cadrul societății. Solicităm diminuarea impozitelor, dacă nu la cota precizată de noi în adresă, la o cotă rezonabilă. Nu așa cum s-a impozitat, la cota maximă, cum a rezultat din hotărârea Consiliului Local. Mă iertat aici pentru a da curaj colegilor din Consiliu, că reprezentăm comunitatea, trebuie să ne purtăm ca niște oameni maturi. Dumneavoastră ați făcut o afirmație în final, deci repet, putem avea poziția adversă, că asta înseamnă democrație la un moment dat. Cum să explic faptul că în final ați spus că dacă nu dăm curs solicitări în cuantumurile solicitate, o să ne atacați hotărârea prin care s-a stabilit respectiva cote, adică hotărârea Consiliului Local prin care s-au aprobat impozitele și taxele locale, a spus că o considerat nelegală. Vă mențineți punctul de vedere că o considerat nelegală? În principiu, dar din lipsă de nemotivare. Poftim? Din lipsă de nemotivare. Sunt niște aspecte acolo care nu au fost motivate în concret. Puteți fi mai explicit acolo, rog? Nu pot să precizez în momentul ăsta. Păi dacă cotul fiscal, care e considerat și a fost bine apreciat de mediul de afaceri, da, chiar a fost considerat de sortinte liberală. Și aici, doamna în informare a precizat. La cota de 1,5 anul trecut, ați plătit mai mult cu vreo 300 și ceva de milioane. La cota maximă
prevăzută de codul fiscal, deci nu se pune problema nelegalității din punctul meu de vedere, plătind mai puțin cu 300 de milioane. Cum trebuie înțeleasă totuși afirmația asta? Asta pur și simplu poate să ne dea de gândit. Adică noi adoptăm neapărat hotărâri de consiliuri nelegale aici. Hotărârea asta a trecut pe la controlul legalității la instituția prefectului județului Bacău. Ce, pur și simplu, eu nu înțeleg cum trebuie să luăm afirmația asta. Că e făcut în negru pe alb, e scris, pur și simplu. Eu rog, măcar colegii, așa cum au doamna Berean, curaj, să-și spună părerea, cred că pentru că, în fond, vă este adresată dumneavoastră consilierul. Deci, dacă aș fi șmecher, aș tăcea. Dar nu cred că e cazul să adopt asemenea conduite. Mi-asum răspunderea, mi-asum costurile politice, eventual. Este că e bine. Nu pot să obli pe nimeni, nici măcar proprii consilieri, dar fața mea asta este ca să vă spuneți părerea ca oameni maturi. Asta este. Domnul Grigore, ce părere aveți despre solicitarea interagroalimentului? Dar eu îmi cer scuze, totuși nu vreau să mă substituie, doamne președinte. În analiza făcută de data procedurii juridică, reiese că dacă zice cum se meargă, cum zice domnul Grădinaru, nu mai încasăm nimic în primărie. Înseamnă că ne ducem la minus 1.900.000 de bani vechi. 1.900.000 de bani nu, trebuie analizată, noi trebuie să analizăm în ședință problema financiară a lui domnul care ne-o plătește. Deci, prima dată trebuie să o analizăm și după aia să vedem care este situația. Nu o putem pune, da, domnule, să va aproba. Da, în final, considerați că așteptăm solicitarea sau nu? Pentru că pentru administrația locală. Ulterior și persoana fizică, pe persoana fizică ar trebui... Da, da, și deficitul ăsta estimat la 1.100.000.000 de milioane, se referă la toți contribuabile. Toți contribuabile. Da. Repet, pe acest impozit pe proprietate, pe clădiri. Da? Doamna Berean a făcut o afirmație de cât de loc, deci clădirile le iau de aici, nu rămân pe teritoriul comun. Dar nu așa trebuie să privim lucruri. Pur și simplu, domnul Grădinaru, rugămintea să luați ca pe o discuție, pur și simplu. Dumneavoastră sunteți invitatul nostru, vă bucurați de respect maxim din partea tuturor de aici. În primul rând, din partea mea, mi-asumă răspunderea, dar nu putem să tăcem sau nu putem ca să nu avem curajul unei discuții, pur și simplu. Rămânem tot prieteni. Eu recunosc, într-adevăr, ceea ce înseamnă grupul Șerban ca și contribuabil. Aici nu încap discuții. E vorba de managementul comunității, la fel ca la dumneavoastră. Unde se pune problema managementul unui grup economic, care nu e ușor. Ceilalți colegi au rugămintea. Domnul Grigore, considerați că e bine sau nu? Nu, în momentul când vrem să ajutăm din locul Șerban, trebuie să ajutăm toată comunitatea. Nu se poate. După aceea sunt degeaba. Primării nu face niciun fel de investiții. În momentul când am modificat, rămânem fără bani la primărie. Că noi pentru toate societățile trebuie să facem. Nu facem numai pentru domnul Șerban. Trebuie să facem modificarea pentru toate societățile din Comuna Bulgărești. Și atunci, noi la primărie nu facem niciun trotuar, nu facem nimic. Stăm și cerșând de pe la Bacău bani
Astăzi e Bacău. Păi da. Bacău e de o mamă. Nu știu, ar trebui să analizăm, să vedem cam cât putem mai reduce un pic, dar nu putem să reducem, cum ziceți dumneavoastră. Adică noi analizăm în ședință să vedem care este situația. Și după aia vă dăm un răspuns. Nu numai pentru grup Șerban, pentru toate firmele care sunt în... Nu, nu se mai știe. Pentru toate societățile comerciale din comunale respectivă. Și... Nu comentez. Dacă spuneți că este cel mai sărac, înseamnă că de-aia e sărac, că nu știi să gestionezi. E, nu? Mai analizăm și după aceea... Poate că această situație va fi pusă în discuție pentru viitorul Consiliului Local, pentru că... Da, trebuie să le dăm un răspuns în 30 de zile, conform legii. Nu trebuie să uităm asta. Că, pe urmă, s-ar putea să o ia drept aprobare tacită. Știu, domnul secretar, m-a corectat odată, dar e dreptul lor să pună în discuție. De pe atunci s-ar putea să avem o problemă. Suntem obligați să le dăm un răspuns oficial în 30 de zile? Asta obligatoriu, dar aprobarea tacită, o anumită categorie de autorizație și intră la aprobare tacită. De acord, dar să nu se știe. De-aia e bine să să trecem peste perioada de campanie, că asta înseamnă responsabilitate. Și domnului consilier Vlad, vă rog, vă fiți cuvântul. Domnule primar, domnule și domnul consilier, nu vreau să repet ce a zis domnul primar, în schimb, ca președinte al Comisiei Juridice din acest Consiliu Local, consider că acea hotărâre pe care noi am adoptat-o a fost în limita legii. Deci, dacă am fost la maxim, asta nu înseamnă că nu a respectat legea. Nu putem lua astăzi o hotărâre, pentru că acum ni s-a propus o informare cu privire la impact, dacă am ajuns la 2%. Deci trebuie făcut un proiect de hotărâre pe care putem, noi nu putem aproba o informare. Noi putem aproba un raport, un proiect de hotărâre. Ei, și în proiectul acum, în funcție de discuțiile purtate, eu ca cetățean acestei comune nu vreau să fiu nici, vreau să fiu cu capul pe umeri. Deci este între 2% și 1-3%. Nu neapărat să scădem la minimul minim, că așa cum au mai fost făcute afirmații aici, acolo la această ședință, deci și comunitatea nu putem neglija dintr-o dată, așa, haideți să scădem, e o sumă destul, deci suntem o comună mică, și vă dați seama, vine Curtea de Conturi. Deci aprobarea o vom face într-o eventuală o ședință extraordinară în care se stabilește o anumită, știu eu, un anumit procent, chiar la 0,2%. Mai era o leac, spuneam 0, adică, de fapt, legea atât a permis, 0,2 la 1,3%. Ei, dumneavoastră ne-ați prezentat impactul dacă am coborât la minim sau la maxim. Corect, nu? Așa am înțeles. La nivelul solicitării. Da, da, la nivelul solicitării. Eu mi-am exprimat punctul de vedere în sensul, așa cum a spus domnule primar, că nici hotărârea noastră nu este în afara legii. Deci, asta este. O să... Deci, asta e părerea mea. Nu putem aproba astăzi informarea. Bine, noi am luat la cunoștință că așa era corect. Niște calcule ca să le dăm. Și să vă face un proiect de hotărâri, îl vom aproba sau nu? Asta. Da, vă mulțumesc. Mulțumim, domnule consilier. Dacă mai sunt și alte opinii. Da, și eu sunt pe aceeași părere, să ajungem la o cuantum rezonabil. Deci nici maxim, dar nici minimum. Mi se pare totuși prea exagerat de la
cota maximă, trecem la cea minimă. Deci, undeva, nu știu, adevărul că noi la mijloc. Și bine să ajungem și noi la fel. Poate fi diferite și consecințe asupra cheltuielilor bugetare, atât pe secțiunea de funcționare, cât și pe secțiunea de dezvoltare, dacă am ajunge la un acord pe varianta mijlocie, te-ai gândit cam ce consecințe l-avea? Păi, consecințele sunt normal, dacă scădem de la 1,3, aici e problema, fără îndoială. Atât e o problemă de management a comunității. La fel cum la dâns și e management de tip privat. În sfârșit, deocamdată mă opresc aici. Ați văzut, domnul consilier? Doamnele și domnilor invitați, domnilor și doamnelor tenilor. Cadrul Consiliului Local, suntem puși într-o situație fără precedent. Suntem nevoiți să modificăm o hotărâre a Consiliului Local cu privire la buget. Nu știu ce finalizare va avea această hotărâre pe care va trebui luată cumva, cu tot respectul pentru firmele domnilor Șerban. Cerința domnilor este pentru persoane juridice. Dar se creează precedentul să nu stârni și persoanele fizice. Aici este mie un risc. Nu. Hotărârea a fost emisă conform codului fiscal. În niște norme legale. Normal. Da. Repet, suntem într-o situație fără precedent. Da. Dăm peste cap toată activitatea Consiliului și... Sunt într-o situație destul de dificilă. Dacă nu mai sunt intervenții de partea consilierilor, Cristi, văd că domnul Strădă. Da, vă rog. Da, mă rog la ceea ce am menționat și să nu mai repet ce am menționat și domnul Pușcașu, consilier Pușcașu și domnul Grigore. Cred că ar trebui analizat mai în amănunt un pic să vedem ce se poate face. E o hotărâre mai importantă și pe ea în pripă. Zic că e o hotărâre care poate fi luată în pripă și să nu greșim. Vedem cam cât s-ar putea stabili. Dacă nu mai doresc dintre consilieri, eu ar vrea, adică... Vorbeam de un anumit comportament, trebuie să-mi iasă un răspundere, dar ca donator de credit, deocamdată. Într-adevăr, aș porni de la ideea de rai anunțată aici și eu mulțumesc celor care, pur și simplu, au trimis-o în eter, așa, e o situație fără precedent. În același timp, am spus că îmi asum răspunderea, inclusiv costurile politice. De ce am ajuns aici, vă dați seama că am gândit în permanent
motivat de ceea ce am explicat deja. Ce se poate face. Mi-am pare rău, pur și simplu. Am tot respectul față de activitatea și managementul care îl desfășoară grupul de firme Șerban. Este principalul nostru contribuabil. Dar atâta timp cât sunt persoană publică și direct funcția de ordonator de credit, trebuie să mă gândesc la managementul administrației locale. Ceea ce înseamnă administrația locală, administrația pentru întreaga comunitate, care înseamnă 2500 de suflete, administrație care înseamnă un buget în cumpănă, cu venituri relativ reduse, dacă ne referim la veniturile colectate din comunitate. Anul ăsta o ducem mai bine pentru că am acceptat niște fonduri guvernamentale. Și se vede acest lucru din anvergura secțiunii de dezvoltare, faptul că avem acest proiect de modernizare a drumurilor. Dar, și aici, evident, rog să fiu ajutat, chiar și corectat așa. Pentru că și așa nu se riscă nimic fonduri de premiere și mai departe, doamna contabilă aici, doamna de la venituri, care îi mulțumesc pentru munca pe care a depus-o, a făcut o analiză pertinentă, corectă. Acum, îmi pun niște întrebări. Probabil v-ați gândit și dumneavoastră. De ce la acest moment se face această solicitare? Suntem aproape pe linia de mijloc a execuției bugetare pe anul 2016. Codul fiscal a fost în dezbatere publică. Am spus, el a fost apreciat chiar de mediul de afacere, ca fiind de sortință liberală, deși a fost întocmit și a devenit lege în timpul unei guvernări de centru stânga. În sfârșit, poate e unul din puține lucruri sigur bune pe care le-a făcut guvernarea trecută. N-are rost să dăm nume, că numele înseamnă mai puțin, la fel cum și numele nostru, numele meu înseamnă mai puțin, poate ceea ce reprezintă el va rămâne după noi toți. Ce-am făcut aici. Părerea mea că nu ne putem permite să coborâm strocul, pur și simplu. Și așa noi suntem în deficit față de anul trecut. Pentru că în momentul când se întocmește bugetul anual, conform legii și conform practicii elementare a unui management public, trebuie să facem diferența între managementul public unde nu ai o multitudine de manevre, de ajustare, de mers și așa mai departe. Aici depinde încasări, pur și simplu. Doamna contabilă aici și spuneam că o rog să mă ajute sau să mă corecteze. După cât știu, colectarea aceasta veniturilor de la agenți economici merge mai mult pe secțiunea de funcționare. Vă dați seama un deficit aici de aproape 1.200.000. Secțiunea de funcționare nu înseamnă neapărat ceva abstract. Înseamnă bani pentru reparație la școală, bani pentru funcționarea celorlalte instituții subordonate, înseamnă bani pentru întreținerea drumurilor, că avem pe lângă secțiunea de dezvoltare, avem secțiunea de întreținere. Domnul viceprimar știe ce ne așteaptă în continuare pe această secțiune. Și mai ales acum la jumătate de an, că suntem în exercițiu, noi avem o listă de investiții, avem niște probleme. Pur și simplu, ce punem în loc ca să meargă treaba? Și așa, impresia reală pentru cea care lucrează în administrație în general și în particular în administrarea comunei, și că suntem pe sârmă. E exact așa de
meargă normal pe partea de funcționare și în progres pe partea de dezvoltare și atunci responsabilitatea te marchează cu atât mai mult. Deci, nu e vorba de un gest de reavoință sau de neînțelegere. Încercăm să rămânem într-o justă apreciere, dreaptă socotință, cum spunea cineva. Nu cred că în momentul de față ne putem permite, pentru că deja dânsii sunt în comparație cu cota de 1,5, cota a fost impozitată clădirile rezidențiale anul trecut, sunt la mai puțin, la 1,3, mai departe. Bine, eu trebuie să-mi asum răspunderea și noi toți care, să spunem, avem o anumită părere, că este posibil, într-adevăr, dumneavoastră să caute altă situație de fiscalitate, gen Zorlen și așa mai departe. Trebuie să ne asumăm, răspunderea, pur și simplu. Nu cred că este, pur și simplu, nu e fezabil o asemenea diminuare la jumătatea exercițiului bugetar. Practic, s-ar da multe peste cap. Atât pe partea de funcționare, cât și pe partea de dezvoltare. Asta găsesc că este corectă o discuție de asta înaintea întocmirii bugetului, la început de an. Noi depindem de agenții economici, fără îndoială, de grupul Șerban într-o măsură considerabilă. Mai depinde și de bugetul centralizat al statului. Dacă statul economic va merge pozitiv, și sunt într-adevăr aprecieri ca atare, cu o creștere estimată la 4% după ultimele informații. Și acum tot pe informațiile pe care le avem, domnul Grădinar, puteți să confirmați sau nu. Dumneavoastră, cum să spun eu, vi s-a evitat această situație de deficit financiar, nu neapărat din cota noastră. Este un efect al globalizării, după câte am înțeles. Piața europeană a fost pur și simplu invadată de produse agricole venite din America de Sud, unde a fost un an bun și e clar, acum produsele agricole pot ajunge foarte ușor din orice colț al lumei. Atât pe mare, în primul rând, și așa mai departe. Eu așa cred că nu suntem noi vinovați că, într-adevăr, aveți o situație mai delicată, care sper să fie de cea mai scurtă durată. Dar nu cred că de aici provine dificultatea financiară a firmelor. În sfârșit, ar fi, poate, știu eu, nu prea elegant să reamintesc că cât a fost posibil, atâta cât putem. Noi suntem o administrație mică, dar încercăm să ne menținem trendul pozitiv, totuși, de evoluție, mai ales pe secțiunea de dezvoltare. Noi am mai și ajutat așa. Am ajutat mai puțin decât trebuia, poate, dar cam astea sunt posibilitățile noastre de exprimare. Deja aici s-a avansat ideea consilierilor. O discuție de asta ar fi utilă ambelor părți. Asta trebuie să facem, să găsim o soluție posibilă. Asta, la momentul de față, pur și simplu ne cere o soluție imposibilă. Ar însemna să punem comuna pe chituți, într-o expresie vulgară. La început de an, când se proiectează bugetul, pur și simplu găsit într-o imposibilitate reală la jumătatea anului. Avem de făcut plăți, avem contracte semnate, pur și simplu.
Ideea cam asta este, n-are rost să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Mulțumesc pentru răbdare care ați avut o teren. Mulțumim, domnul Liman. Probabil că o să primiți un răspuns în scris. Ideea este că aici s-au vehiculat mai multe variante. De inițierea unui proiect de hotărâre privind diminuarea, nu asta stabiliți dumneavoastră cât o să fie, sau neinițierea unui proiect de hotărâre. Acum dumneavoastră trebuie să supuneți pe aprobare Consiliul Local dacă se va iniția un proiect de hotărâre și să se stabilească inițiatorii proiectului de hotărâre, sau dacă nu, ca să putem da răspuns firmei domnului șef. Deci dumneavoastră urmează să votați dacă se va iniția un proiect de hotărâre sau dacă răspuns, sau dacă nu, atunci se va formula răspuns în sensul ăsta. Că nu se va iniția niciun proiect de hotărâre, impozitele și taxele vor, sau cota de impozitare pentru persoane juridice va rămâne neschimbată, da? Dar dumneavoastră trebuie să supuneți spre aprobare Consiliului acest fapt. Sunteți de acord ca puteți să nu se inițieze niciun proiect de hotărâre și ulterior în acest lucru? Să o pauză de consultare și ca să nu se prepească vorba. Propun o pauză de 10 minute ca să avem... Vă rog. Doamnelor și domnilor, dacă decidem să inițiem un proiect de hotărâre, ori diminuăm, ori acceptăm quantumul. Dacă nu se ia o decizie acum să se inițieze proiectul, rămâne proiectul valabil, hotărârea de Consiliu, care a fost deja... Da. Eu îți propun 10 minute, da? Ca să putem discuta. Haideți să ne sfătuim grupul PSD. Avem două variante. Ori votăm un nou proiect de hotărâre, adică propunem un nou spre vot un nou proiect de hotărâre, ori rămânem la varianta deja votată. Cine este pentru a rămâne la varianta deja votată? De la 4, la 2, 3, 7, 6, 3. Împotrivă? Împotrivă. Abțineri? Nu am. Deci, pentru mine că nu se registrea dată. Cum ai votat? Pentru. Pentru? Mulțumesc. Deci abține domnul Vlad și domnul Vlad, împotrivă doamna Berian și ceilalți pentru. Da, deci în situația asta rămâne varianta stabilită prin hotărârea inițială de aprobare a impozitelor și taxelor locale care este în vigoare. Așa o să fie și răspunsul care se va formula la adresa firmelor domnului Șerban. Prezentarea raportului de activitate a domnului Grigore Gheorghe, viceprimarul comunei Bogdănești, pentru perioada iunie 2015 mai 2016. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Răbdare, că acum să pun ochelare, să rezolvă treaba.
Domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați, stimați prieteni, am reprezentat un raport de activitate al viceului primar Comunei Bogdrești de Subacău. Domnilor și domnilor consilieri, în perioada de referință ianuarie 2015-mai 2016, în exercitarea mandatului de viceprimar al Comunei Bogdănești, județul Bacău, am desfășurat o activitate în conformitate cu prevederile legale, atribuțiile ce mi revin prin dispoziție emisă de primarul Comunei Bogdănești și mai ales cu necesitățile comunității locale, ca de altfel și de problemele apărute în acest timp. În calitate de viceprimar al Comunei Bogdănești, în cei 4 ani de mandat m-am preocupat cu activitatea mea să se desfășoare în bune condiții. Aproape zilnic am mers prin comună, luând legătura cu cetățenii din comunitate, ascultându-le părerile și opiniile acestora în diverse probleme de importanță generală pentru acestea, cum ar fi stabilirea priorităților și punerea în practică a proiectelor ce ar duce la ridicarea standardului de viață al cetățenilor. În calitate de consilier, am inițiat proiecte de hotărâre, am participat la întocmirea rapoartelor de avizare ale proiectelor de hotărâre ce vizau domeniile comisiei din care fac parte și pentru o perioadă de 3 luni de zile, unde am condus ședința Consiliului Local în calitate de președinte de ședință. În această perioadă a activității mele am participat alături de domnul primar, domnii consilieri și executivul primăriei Bogdănești la diverse activități și evenimente din viața comunității, aducându-ne aportul de altfel și la organizarea acestora. Una dintre atribuțiile ce revin în calitate de viceprimar este cea de a asigura buna circulație pe drumurile aflate în administrația Consiliului Local. La începutul primăverii, ca în fiecare an, s-au decolmatat toate rigolele și șanturile din comună pentru a se evita inundarea locuitorilor și proprietățile cetățenilor, făcând apel și la cetățenii pentru a-și curăța șanturile din dreptul locuitorilor, lucru pe care îl aveam în vedere în fiecare primăvară. M-am preocupat în permanent ca centrul comune să capete un aspect civilizat, cu atât mai mult cu cât ne tranzitează cu mâna un drum european, atât în Bogdănești cât și în satul Filipești, împreună cu beneficiarii legii 416 din 2001 și că o noutate în acest an cu cei care au de efectuat muncă în folosul comunității, păstrarea unui aspect curat și frumos în centrul comune și nu numai, este preocuparea permanentă. Efectuăm lucrări de coșire a ierbii de pe marginea rigolilor, igienizarea lucrărilor de întreținere al cimitirului eroilor și a ciușmele publice, la care au fost făcute lucrări de reparație în anul 2015. Decolmatarea rigolilor și șanturile la Bogdănești și la Filipești, în special în ulița Bisericii de la Filipești, s-au efectuat cu beneficiarii legii 416 din 2001 și cu firme specializate. S-au realizat în această perioadă unele dintre proiectele importante propuse: asfaltarea mai multor drumuri în diferite zone ale comune, realizarea rigolilor carosabile, investiții care în momentul de față sunt în desfășurare. La acestea se adaugă activitatea de zi cu zi, situații și lucrări care au necesitat rezolvarea imediată. Bineînțeles că sunt și nerealizări și mai sunt multe lucrări de făcut. Acum, la închiderea unui mandat, este și un moment de bilanț și consider că a fost un mandat bun, chiar dacă lucrurile nu au fost realizate în așa cum ne-am fi dorit. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnului ce primar! Atacați! Pe mine mare interesa. Celălalt coleg, probabil, unii n-au interesul să-l laude, alții nu trebuie să-l laude, dat fiind conjunctura actuală. El a
fost dat prin extensie. La un moment dat s-a referit la întregul mandat. Conform ordinei de zi, area de cuprindere era una în calendar electric. Nu era nici așa. Întâmplător am venit alături de domnul viceprimar. Mulțumesc. Este echiperul care mă cer cel mai des așa, din primărie. Probabil unii, inevitabil, uneori l-am mai neclădit, dar noi avem un slogan, amândoi să facem cât unul bun. Parte. Și dincolo de partea asta care trebuie să ne mai și relaxeze, cam trei zile mă supăr pe el, după aia am trei zile. Pentru că este un foarte bun echipier. Și asta contează. Dacă vă mai amintiți, și la ocaziile precedente, am afirmat și pe vremea domnului Pușcașu, pe vremea domnului Grigore, la Bogdănești cel mai greu să fii viceprimar. Deci, la un anumit punct de vedere, pentru că avem resurse limitate, financiarmente vorbind, și de aici și mijloacele de intervenție, care înseamnă tehnică și așa mai departe, pleacă de la deficiențele bugetare. De aia, nu întâmplător, am pledat și la punctul anterior pentru o anumită poziție a grupului PSD. Are foarte multă bunăvoință și împreună am reușit să ținem lucrurile sub control pe secțiunea de funcționare. A fost onest în prezentare și a spus că nu toate lucrurile sunt în ordine nici în momentul de față. Aici este muncă ca în armată. Continuă. Sunt convins că va da dovadă de aceeași onestitate, în primul rând, din perspectiva propriei conștiințe și a conștiinței pe care trebuie să o aibă ca persoană publică. Dacă nu are de-a face cu mine și eu de-a face cu el, să știți că se preocupă și de lucruri care nu îi sunt delegate pe secțiunea de dezvoltare unei responsabilități a mea, de exemplu, dar mă ajută, într-adevăr, și eu apreciez lucrul acesta. Vedeți și că resurse umane, comunitatea are niște limite, pur și simplu. Dar în actuala campanie nu prea au apărut personaje noi. Probabil că astea ne sunt resursele umane și nu numai specific comunei noastre, cam asta e situația în toată țara. Eu îl apreciez în mod deosebit. Îi promit tot sprijinul, atâta cât mă pricep eu, să încercăm să ducem căruța mai departe. Era într-o campanie precedentă un slogan foarte, foarte interesant, venit de undeva tot din mediul rural, în care se spunea, dacă vă mai amintiți, atunci când căruța merge la deal, nu trebuie schimbat boie de la duc sau cai, cum era, cum prefer, Grigore, cai sau boie, așa mai departe. Așa. Felicitări. Mulțumesc. Încă o dată. Mulțumesc. Perfect. Și să ne facem treaba în continuare. Da, încerc să fac. Mulțumim, domnului primar, dacă mai trebuie și ceva. Personal, țin să apreciez favorabil activitatea domnului viceprimar Grigore. Având în vedere că am avut și o ocazia să cunosc cam cum merg lucrurile cu această funcție, nu e atât de ușor pe cât pare. Viceprimarul e una dintre mâinile primarului. Îi doresc în continuare activitate, dacă se poate, dacă va fi posibil, să o duceți cu onoare și respect cât mai mult și în folosul comunității. Ca și noi de afară, și domnul viceprimar se află la final de mandat.
toată această perioadă, dumnealui și-a îndeplinit la nivel superior, calitativ, atribuțiile pe care i-au revenit. Este un bun gospodar, tot timpul l-am văzut în mijlocul comunității. Programul lui de lucru nu s-a rezumat doar la cele 8 ore cât trebuia să stea la primărie. Și în afara acestui program l-am văzut de multe ori și sâmbătă și duminica prin comunitate, alături de cetățeni, la rezolvarea unor probleme. Este un bun gospodar, împreună cu domnul primar au făcut întotdeauna o echipă minunată. Au realizat multe lucruri în comuna noastră și cred că merită toate aprecierile și toate mulțumirile din partea noastră, cu felicitări de rugare. Perioada iunie 2015 mai 2016. Potrivit dispozițiilor articolului 56, alineatul 1 din legea administrației publice, numărul 215/2001, după constituire, Consiliul Local al Comunei Bovenești s-a organizat în 3 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, astfel încă de la constituirea comisiilor, personal am făcut parte din comisia numărul 2, și anume Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activitate Sportivă și de Agrement. Ca membru al acestei comisii, am participat la toate ședințele pe comisie și în plenul Consiliului Local, nițind proiecte de hotărâre cu expuneri de motive, tocmai rapoarte de avizare ale unor proiecte de hotărâre referitoare la domeniul de activitate al acestei comisii, la dezbaterea unor materiale prezentate în cadrul ședinților și prin votul acordat mi-am adus contribuția la punerea în practică a acestor proiecte de dezvoltare a comunei noastre. De asemenea, în calitate de membru în Consiliul Comunitar Consultativ, am participat împreună cu doamna Scutaru Elvira, șefa compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei Bovenești, la rezolvarea unor probleme de natură socială. În calitate de membru în Comisia de Recepție, am participat la recepția unor lucrări de reparații și abilitare efectuate la unele instituții de pe raza comunei, precum și școala gimnazială Bovenești. De asemenea, am transmis lunar instituției prefectului județului Bacău situația privind desfășurarea programului Codul Lapte în cadrul școlii gimnaziale Bovenești. Tot în calitate de consilier, cât și prin natura profesiei și a locului de muncă, m-am implicat și în organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale, artistice și sportive, prelejuite de unele evenimente istorice sau tradiționale. Zilele comune, devenit o tradiție în comuna noastră, înălțarea sau ziua eroilor, ziua națională a României, 8 martie, 1 iunie, sărbătorirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie într-un cadru festiv în cadrul Consiliului Local, 150 de ani de școală la Bogdănești. De asemenea, fac parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bogdănești, ca reprezentant al Consiliului Local, aducând raportul la bunul mers al activității de administrație și conducere acestei instituții. Alături de doamna bibliotecară a Bibliotecii Comunale Bogdănești, doamna Pușcașu Sorina, am desfășurat mai multe activități cu cartea, evocarea unor scriitori și oameni de cultură, având și proiecte de parteneriat, ca de exemplu Cartea Prietena mea, Redescoperirea tradițiilor, atât în cadrul Bibliotecii Comunale, cât și a Muzeului Etnografic al Comunei. În vara anului 2015 am făcut parte din delegația care a vizitat localitatea Jeunesse din Franța, localitate înfrățită cu Comuna Bovenești, pentru a marca 25 de ani de înfrățire și colaborare la nivelul asociațiilor, dar și de consilii locale. Și în perioada următoare, în calitate de cadru didactic, deci în virtutea profesiei, mă voi implica în continuare în realizarea unor proiecte și acțiuni de pe raza comunei, ca de exemplu proiectul UNICEF, destinat copiilor din medii defavorizate, aflat în desfășurare, ca și alte activități care se vor mai desfășura pe raza comunei Bovenești. Mulțumim doamnei consilier Cătălina Maricica și o felicităm pentru toată activitatea depusă și dorim succes în continuare. Doamna Benia, vă rog.
În raport de activitate cu consilier local Berian Adriana, iunie 2015-mai 2016. În perioada iunie 2015-mai 2016, perioada în care am deținut funcția de consilier local al Comunei Bogdănești, secretar la Comisia numărul 1, Comisia Economică. În această perioadă am avizat proiecte de hotărâri care erau de interes comunitar. Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare. Această funcție de consilier am tratat-o cu responsabilitate pentru rezolvarea problemelor ce se ivesc în comunitate, decizii importante pe planul investițiilor, cât și alte obiective. Fiind în Comisia Economică, am dat aviz favorabil pentru proiecte de hotărâre în care erau investiții care au fost utile și necesare pentru creșterea gradului de confort, civilizație și civilizația locuitorilor Comunei Bogdănești, respectiv sat Filipești și sat Bogdănești. Am participat alături de colegii consilieri și aparatul executiv din primărie la activități culturale și alte activități. Am avut întâlniri cu locuitorii din satul Filipești, unde le-am ascultat doleanțe și la ședințele de consiliu aduceam la cunoștință consiliul local. În încheierea mandatului, consider că activitatea întregului consiliu local din acest mandat a fost una bună, a fost un consiliu cu componență diferită, dar n-au fost simțite diferențele de orientare politică. Deci valoarea umană fiind pusă în valoare prin hotărârile luate, prin activitatea desfășurată și prin comportamentul nostru. Mulțumesc! Doamne consilier, de asemenea, mă felicit, doamna consilier, pentru tot activitatea în cei 4 ani. Da. Activitatea depusă în cei 4 ani. Dăm cuvântul doamnei consilier Livia Mânicuță. Mulțumesc. Raport de activitate, consilier local Mânicuță Livia, iunie 2015-mai 2016. În perioada iunie 2015-mai 2016, perioada în care am deținut funcția de consilier local din partea formațiunii politice PSD, sunt membra Comisiei de Specialitate numărul 2, în cadrul căreia am inițiat proiecte de hotărâre, am avizat proiecte și mi-am adus contribuția la orice problemă evită, neabsentând la niciuna din ședințele de comisie sau ședințele în plen. Prin natura meserie, cea de asistent medical generalist la SECE Almi Med SRL Bogdănești, mi-am desfășurat activitatea în mijlocul comunității din Bogdănești, implicându-mă și fiind prezentă ori de câte ori situația a impus-o. Calitatea de consilier local, funcție deținută din iunie 2012 până în prezent, este o funcție pe care am tratat-o cu multă responsabilitate pentru rezolvarea problemelor ce se ivesc în comunitate, care nu sunt puține și nu pentru interese meschine și egoiste, care pe lângă cariera profesională și planul familial, să multiplice acțiunile individuale în folosul comunității. Participarea la ședințele ordinare sau extraordinare în care s-au luat decizii importante pentru comunitatea din Bogdănești, atât pe planul investițiilor, cât și a celorlalte obiective sau hotărârilor ce au fost aprobate, a fost prioritară ca și consilier local. Aprobarea listei de investiții, cât și proiectele de hotărâre inițiate, atât de către domnul primar, cât și de comisiile de specialitate, au fost în folosul și spre binele oamenilor din comunitate. Au fost investiții utile și necesare pentru creșterea gradului de confort și civilizația a locuitorilor Comunei Bogdănești, atât în satul Bogdănești, cât și în satul Filipești. Atmosfera din plenul Consiliului sau din cadrul Comisiei de Specialitate, din care fac parte, a fost propice pentru desfășurarea activității de consilier, nefiind dispute cu privire la proiectele de hotărâre sau hotărârile aprobate, deși facem parte din formațiuni politice diferite. Și prin natura meseriei, având contacte zilnice cu cetățenii din comună, ocazie cu care am transmis cât mai fidel proiectele administrației locale și am preluat mesajele sau sugestiile acestora, le-am retransmis mai departe, încercând pe cât posibil să fie rezolvate aceste solicitări. Am susținut proiectele de hotărâre inițiate și împreună cu comisia din care fac parte, am inițiat la rândul nostru proiecte de hotărâre. Fiind membra a Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Sănătate, Protecție Socială, Sport, ne-am reunit de câte ori a fost necesar pentru a discuta diferitele materiale pentru ședințele de consiliu. În calitate de consilier, dar și de asistent medical, am participat de câte ori am fost solicitată pentru rezolvarea sau consilierea cazurilor sociale din comunitate care au avut nevoie de intervenția autorităților locale și care în ultima perioadă au început să se multiplice și datorită situației economice.
În calitatea mea de consilier, ca și cea de cetățean, am participat la toate acțiunile organizate de Primăria Bogdănești cu plăcere și cu sentimentul că fac ceva util pentru comunitatea în care trăiesc și îmi desfășor activitatea. Apreciez că această calitate de consilier mi-a oferit posibilitatea de a-mi pune în valoare pregătirea profesională și calitățile umane, deși nu puține sunt situațiile în care nu suntem în asentimentul cetățenilor, fiind puși în imposibilitatea de a rezolva unele situații, fiind îngrădiți și de cadrul legal. Există posibilitatea de a deveni o persoană utilă celor din jur, încercând de multe ori, cu resurse puține, la creșterea prosperității în societate. Este o funcție care te provoacă în a căuta soluții la diversele situații și de a face parte dintr-un grup de oameni cu sentimente, caractere și idei diferite, asta pe lângă orientare politică diferită, dar care au o atitudine constructivă și creativă, fiind atenți la necesitățile și problemele localității și ale locuitorilor săi, încercând pe cât posibil să rezolve măcar o mică parte din acestea. Acum, la încheierea mandatului, consider că activitatea întregului Consiliu Local din acest mandat a fost una bună, a fost un consiliu cu o componență diferită, dar în care nu au fost simțite diferențele de orientare politică. Valoarea umană fiind pusă în valoare prin hotărârile luate, prin activitatea desfășurată și prin comportamentul de om. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnei consiliere, ideea unei echipă, dar mulțumim, domnului Vlad. Domnule primar, domnule și domnule consilieri, eu nu o să dau citire, o să spun câteva cuvinte, n-are rost, e clar, am fost la toate ședințele, că dacă nu veneam automat, nu mai eram la ora asta consilier, că dacă lipsești de două ori, așa. Vreau să spun că în ultimul an, precum și în tot mandatul, am făcut parte din așa mica opoziție în acest Consiliu Local, chiar dacă am fost în opoziție, niciodată n-am votat împotriva ferii sau numai de dorința de a fi cineva în opoziție. Când a fost bun pentru comunitate, de acord, am fost de acord cu toate proiectele, cu tot ceea ce e bun pentru comunitatea locală, mai ales că intenționez pe viitor să fiu alături de comunitate și să fac parte din nou Consiliul Local. Ce pot spune decât, sincer, din tot sufletul, am avut o colaborare bună, chiar dacă am făcut parte din altă. Deci ne-am înțeles că la domnul primar și până la ceilalți colegi ai mei, totdeauna am fost de părere cu lucrurile bune care sunt pentru comunitate. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnului consilier Vlad. Și eu o să fiu scurt. Deci am făcut parte din Comisia Economică, Comisia numărul 1. Am participat și ceilalți colegi ai mei la toate ședințele. Am studiat cu toată atenția proiecte privind activitatea comunei. Am avut o bună colaborare cu colegii din Comisia Economică și din Consiliu. Vreau să spun că, în afară de cele 12 ședințe ordinare, am mai participat la două extraordinare. Da, am condus trei ședințe ca președinte de ședință, trei ședințe ordinare și două extraordinare. Și vreau să vă spun că am avut la ordinea de ziua unei ședințe 16 puncte, deci sunt în top. Da, vă mulțumesc. Mulțumim, domnului consilier. Am să prezint și eu raportul de activitate, mai pe scurt, așa că în perioada care a trecut, aceea între iulie 2015 mai 2016, am participat la 15 ședințe, din care 3 au fost extraordinare. În această perioadă, ședințele Consiliului Special fac parte din Comisia de Specialitate numărul 2, la care am participat cu 3 proiecte, împreună cu cei din Comisia 2. Am realizat 3 proiecte. În perioada 8 iulie 2016-18 iulie 2016, am făcut parte din delegația care a fost invitată de către Comuna Genis la, în Franța, la aniversarea 25 de ani de înfrățire între comunele noastre.
Cu această ocazie, împreună, am vizitat diferite locuri în care am văzut în ce stadiu de dezvoltare sunt ei și am avut de învățat, am avut un schimb de experiențe, am avut de învățat foarte multe lucruri de la ei. Am participat acolo la diferite activități de interes public și am vizitat obiective de interes public și cetățenesc. Cam atât. În calitate de consilier din partea Partidului Social Democrat, în perioada iunie 2015-mai 2016, am participat la ședințele din cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești, alături de colegii din Consiliu și colegii din aparatul administrativ al primăriei. În această perioadă au fost ședințe pe comisie, unde fac parte din comisia numărul 3 juridică, au fost ședințe în plen și ședințe extraordinare care au mai apărut la unele rectificări bugetare sau alte solicitări. În cadrul ședințelor a existat o bună colaborare în Consiliu, la luarea deciziilor în cadrul proiectelor de hotărâre pentru diferite investiții importante. Modernizări de drumuri comunale prin asfaltări și rigole, atât în Filipești, cât în Bogdănești, cât și în Filipești, investiții la școala Bogdănești, alocări de sume pentru biserica din sat Filipești și Bogdănești, proiecte avizate favorabile. De asemenea, s-au aprobat și măsuri pe plan social prin sprijinirea copiilor familiilor cu probleme sociale din cadrul comunei, fiind foarte utilă înființarea două posturi de asistență prin organizația UNICEF. Aflându-ne la final de mandat 2012-2016, consider că am contribuit alături de toți colegii din Consiliu și Primărie la hotărâri și activități importante pentru bunul mers al comunei Bogdănești. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, cu respect vă informez că în perioada iunie 2015-mai 2016 mi-am desfășurat activitatea de consilier în cadrul Consiliului Local Bogdănești, în cadrul Comisiei de Specialitate numărul 3, respectiv Comisia Juridică. În calitate de membru, la ședințele Comisiei de Specialitate am analizat proiectele de hotărâre prezentate la ordinea de zi, am avizat proiectele de hotărâre, după caz am propus soluții constructive a acestora. Am luat la cunoștință de informările prezentate la ordinea de zi a ședințelor de Consiliu, am adus la cunoștință domnului primar sau domnului viceprimar, după caz, probleme ce s-au evit pe raza localității, propuneri din partea cetățenilor sau probleme ale cetățenilor și familiilor acestora ce s-au evit în perioada de activitate mai sus menționată. În discuțiile cu cetățenii, i-am informat în legătură cu activitatea Consiliului despre proiectele de hotărâre analizate în cadrul ședințelor, despre proiecte de hotărâre cu finanțare aflate în lucru și alte inițiative menite să vină în folosul lor. În măsura în care m-am priceput, am dat toată silința și respectul pentru îmbunătățirea activității mele și a Consiliului Local. Vă mulțumesc pentru atenție! Pentru mine, să fiu alături de dumneavoastră în toți acești 4 ani, să fi învățat împreună, să fi descoperit anumite lucruri. Vă doresc mult succes în continuare și putere de muncă. Mulțumesc! Și eu aș vrea să mulțumesc sincer permisiunea dumneavoastră. Sigur. Consiliul Local a fost o onoare pentru mine să lucrăm împreună în folosul comunității. Este o sintagmă, poate, prea mult vehiculată, chiar dacă suntem într-un anumit context, e meritat tot respectul, chiar și atunci când m-ați criticat, pentru că asta este esența cadrului democratic. Evident că am motive să mulțumesc în primul rând echipei PSD, pentru că am apelat mai mult la ei, la acțiune, în mod feresc. Nu am fost refuzat de foarte multe ori, ne zice la consiliere. Am apreciat totuși luciditatea chiar a celor care au fost în opoziție și este foarte important să existe opoziție într-un consiliu local. Am apreciat conduita dumneavoastră. De obicei noi avem niște sisteme de referință cu care nu mai compară, în sfârșit nu cred că este bine să ne dezvoltăm un subiect prea mult. Eu cred în
utilitatea, poate nu e cel mai bun termen pe care l-am găsit în momentul de față, cred în menirea pe care trebuie să-l aibă Consiliul Local, când înseamnă Parlamentul Local. Sunt convins că la legile precedente comunitatea și-a trimis cu adevărat pe cei mai buni ca să reprezintă. Speră același lucru și la exercițiul electoral care se apropie. Vă asigur că o să rămâneți la modul cel mai onorabil în amintirile mele și împreună, vrem, nu vrem, mandatul aparține istorie. Aparține istorie, istoria se spune că ne mai și obligă. Vă doresc succes în campania electorală, să ne întâlnim. N-am nimic împotrivă chiar în aceeași formate. Și m-aș bucura, dacă vin alte mai buni, câștig comunitate. Și vă asigur de respectul meu și vă doresc multă sănătate și împreună, așa cum aveam sloganul cu domnul Grigore, să facem unul bun, să facem împreună o administrație bună în continuare. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Grigore. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 27.8.2014 privind stabilirea programului de acces în câmp cultura persoanelor, mijloacelor de transport, atât cu tracțiune animală, cât și cu tracțiune mecanică, în vederea asigurării pazei și protecției recoltelor. Inițiator, domnul primar, dau cuvântul domnului primar. Da, dumneavoastră luat act de obiectul acestui proiect de hotărâre. Noi am încercat în 2014, în prag de toamnă, să ajutăm marile companii care au muncit toată vara, care au lucrat pământul și se pregăteau să recolteze, numai așa cum se mai întâmplă în multe locuri, pare cu predilecție în România, chiar și pe meleagurile noastre, uneori mai recoltează și cei care nu muncesc. Am adoptat prin bunăvoința dumneavoastră o hotărâre în sensul de a-i ajuta la paza culturilor, la recoltare. La momentul respectiv nu am avut poate informații complete în ceea ce privește jurisprudența la nivel european legat de libera circulație a persoanelor, a serviciilor, a valorilor și așa mai departe. La controlul de legalitate, la un moment dat a trecut, probabil că și aici, la nivel central, la nivel de instituția prefectului, s-a produs o reconsiderare în acord cu legislația europeană și am fost pus în situația de a proceda la această revocare. Lucrurile sunt clare. O să dau citire proiectul de hotărâre. La primul articol propun revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 27.8.2014 privind stabilirea programului de acces în câmp culturii a persoanelor, mijloace de transport, atât cu tracțiune animală cât și cu tracțiune mecanică, în vederea asigurării pazei și protecției recoltelor. Articolul al doilea are următorul conținut. După aprobarea hotărârii va fi dusă la îndeplinire către domnul Oncel Vațire, secretarul Comunei Bogdanului, după că ultimul articol, al treilea, propune următoarele. După aprobare, hotărârea se va comunica de către secretarul Comunei, domnul Oncel Vațire, primarul Comunei Bogdanului și instituției prefectului de Tăbacău și se va aduce la cunoștință publică prin afișare. Atât. Mulțumim, domnului primar. Are cuvântul domnul consilier. Da. Doamne, domnul, comisia, cum zică, în ședința de ieri, pe comisii, a analizat proiectul prezentat de domnul primar și a fost aprobat în unanimitate, deci în mod favorabil, pentru abrogarea acelui hotărât de Consiliul Local. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu
la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Comunei Bogdănești din județul Bacău pe trimestrul 2 anul 2016. Inițiator, domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Da, ne-am întâlnit de multe ori în activitatea chiar supusă raportări, dacă vreți, către comunitate, de către dumneavoastră și a domnului viceprimar. Și din fericire ne-am întâlnit de obicei cu în proporție de 99% cu rectificări pozitive. Este cazul și rectificări de față. Știm ce înseamnă o rectificare. Singur așa amintire, așa la modul mai simplit, trebuie să rectific, dar să rămână în echilibru, adică partea de venituri și partea de cheltuieli. Mai degrabă m-aș opri în ceea ce privește rostul acestei rectificări. Și aici am invitat în mod special pe cei doi echipiere ai noștri mai tineri care desfășoară activitatea în cadrul compartimentului de asistență socială. Doamna Burlacu Maria, ea e cu injecțiile, deci asistent medical, și pe partea de asistență socială, domnul Claudiu Petrișor. Ei au gândit un proiect interesant care se va desfășura chiar și în această locație, îl cunosc. Și are nevoie de finanțare. Finanțarea vine de la UNICEF, ca și plata salariilor pentru ei. Este un proiect pe care rog să îl prezinte domnul Claudiu pe scurt. Nu de altceva, dacă vă dați cunoștință de cauză, sunt convins că o faceți cu toată convingerea. Mulțumesc frumos! Înainte de a da curs prezentării, mă aflu pentru prima dată în fața dumneavoastră și vreau să mulțumesc pentru deschidere, dialog și susținere atât colegilor din cadrul primăriei, cât și domnului primar și în mod deosebit dumneavoastră că ați dat curs solicitării noastre de a putea demara proiectul. Altfel, trebuia să ne mai prelungim cu încă o lună de zile. Două. În urma cererii depuse de finanțare la UNICEF, am primit o finanțare în valoare de 10.000 de lei, pe care o vom primi în două tranșe. De fapt, prima tranșă am primit-o ieri. Următoarea tranșă urmând să o primim în luna august sau septembrie. Proiectul pe care îl vizăm noi se intitulează O viață mai bună. De ce acest titlu? În mod natural, noi cu toții tindem spre o viață mai bună. Însă, din vari motive, nu reușim toți să avem o viață mai bună. Scopul proiectului este de a ajuta copiii să le aducem în rază de speranță prin diverse activități sociale, educative și recreative. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții a 30 de copii și a familiilor acestora prin informare și consiliere focalizat pe protecția și promovarea drepturilor copilului prin constituirea unui centru comunitar în cadrul căruia se vor desfășura activități educative, sociale și recreative pe o perioadă de 7 luni de zile de la demararea proiectului. Beneficiarii sunt atât direcți cât și indirecți. Beneficiarii direcți constituie un grup țintă de 30 de copii care provin din familii defavorizate din punct de vedere economic și social, iar beneficiarii indirecți sunt părinții acestora, partenerii și întreaga comunitate. Am realizat în cadrul proiectului 7 parteneriate cu instituții atât din Comuna Bogdănești cât și din localitățile limitrofe, Oituz și Onești. Avem 4 teme generale. Drepturile copilului, educație pentru un stil de viață sănătos, prevenirea și combaterea discriminării și activități recreative. Aceste activități vor fi coordonate de specialiști. Rezultatele escontate sunt reducerea violenței asupra copiilor, diminuarea încălcării drepturilor copiilor, conștientizarea importanței unui mediu de viață sănătos,
și reducerea riscului de apariția sarcinilor nedorite. Avem încredere că prin aceste activități copiii să aibă parte de o viață mai bună și să se bucure de copilărie și de vârsta inocenței. De altfel, ne dorim că prin aceste activități să aducem pe chipul copiilor un zâmbet de care are toată lumea nevoie. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnului Petrișor. Dacă sunt înscrie la cuvânt pe marginea acestui proiect. Eu aș mai adăuga câteva cuvinte, pentru că nu prea știu, reflectat, pur și simplu nu pot să condamne un om când se gândește la ceea ce gândești, ar fi o absurditate. Este o mare oportunitate și o mare provocare acest proiect. În primul rând e vorba de un precedent. Se vede calitatea de meseriaș a domnului Petrișor Claudiu, are pregătire de specialitate în domeniu, are capacitate de sinteză și are viziune, este foarte important acest lucru. Este un precedent, probabil o să fie mai greu la început, dar gândiți-vă și ne lovim cu toții de urițenia lumii contemporane. Încercăm să mai visăm așa până când ajungem inclusiv pe la coșmaruri. Trăim într-o lume unde suntem manipulați și încercăm să supraviețuim inclusiv noi prin fenomenul manipulării. De multe ori trăim într-o lume urâtă. Avem nevoie de toleranță. Și, într-adevăr, grupul țintă pe care și l-a propus are nevoie, pur și simplu, de supraviețuire în condiții umane, pur și simplu. I-am rămas racordat, branșat, cum vreți să spuneți, inclusiv la mesajul președintelui. I-a fost ocazionat de o întâlnire cu comunitatea evreiască, după câte am văzut, de trecută la Cotroceni. Sunt mai sensibil în ceea ce privește activitatea pe acolo, având un membru din familie care lucrează în echipa administrației prezidențiale. Îndemnul la toleranță. Cum putem supraviețui? Vedeți că acest trai urât, care, din păcate, se negrește, că și orizontul de afară uneori, se manifestă inclusiv în contextul electoral. Încercam în glumă să explic unei prieteni din comunitate că nu suntem dușmani, suntem numai adversari. Și îmi propun să-i bag în cap oricărui competitor acest lucru la modul figurat, bineînțeles. Va fi foarte important și cred că pot să-i inviți pe actualii consilieri, pe viitorii consilieri, la diferite etape. Eu aștept foarte mult, într-adevăr, să vedem cum se va desfășura și de ce nu. Este aici și oportunitatea și activitatea pe care o desfășoară doamna directoră. Mă așteptam să spun că și ei au un proiect foarte apreciat din perspectiva comunității școlare. Și am înțeles și e bine să fim pe fază, cum se spune că alegerile vin, se trec după scrutinul de la locale. În imediat apropiere am înțeles că este posibilă vizita președintelui României în comunitate. Tocmai în această idee a aprecierii proiectului UNICEF care se desfășoară la școală, respectiv în Comuna Bogdănești. Am înțeles că am fost selectați. Da, am primit un telefon de la reprezentanții UNICEF. Din județ. În perioada 8-9, da? 17 iunie, în una din cele trei zile menționate, probabil vom avea vizita domnului președinte. Da. Și eu vreau să-l felicit și să-i felicit pe cei doi pentru buna colaborare și să vă transmit și felicitările celor de la UNICEF, da? Că a scris un proiect bun și foarte bun. Și pentru asta ați și primit bani.
da? Pentru că dacă micrograntul nu s-ar, n-ar fi fost scris corespunzător, firesc nu ați fi primit bani. Ați primit bani pentru că ați scris ceea ce trebuie. Și să vă dea Dumnezeu putere să duceți la bun sfârșit, să-i cheltuiți așa cum trebuie și să bucurați sufletele copiilor. De fapt, asta ne dorim cu toții. Să-i facem mai fericiți pe cei din jurul nostru. Ei desfășoară o activitate foarte utilă de teren în prezent. Și nu întâmplător la calitate de consilier, știu că există o colaborare foarte bună și cu instituția școlară și cu instituția medicală, colaborează foarte bine cu doamna Lide. Este și aceasta o capacitate a administrației locale, atât puțin cât suntem sincronizarea, armonizarea în folosul comunității și este bine să rămânem pe această lungime de undă, că este singura șansă pentru comunitate. Vedeți că resursele umane adecvate, vorbeam de campania electorală, păi nu mai vine nimeni pe aici. De mine, în mod sigur, au cam săturat deocamdată, nu prea au altă soluție. Am îmbătrânit pe aici și eu îmi doresc foarte mult ca la un moment dat comunitatea să identifice o soluție. Eu îmi doresc asta și vă asigur de toată colaborarea, atât pe cei doi echipieri, cât și pe dumneavoastră. Și, cum se spune, sămânța a fost aruncată și se pare că are calitate. Felicitări și o să fim împreună la activitățile pe care o să le desfășurăm. Mulțumim domnului primar. Dau cuvântul doamnei consilier Berian. Da. Doamnelor și domnilor consilieri, Comisia numărul 1, Comisia Economică, a studiat acest proiect de hotărâre și a avizat favorabil proiectul de hotărâre. Mulțumim. Da. Ați amintit că Bine, eu respect toate legile, toate legile, toate legile, sunt două articole, am explicitat ce ne propunem și i-am invitat pe deși și acum o să revin pe text, cum se spune. La primul articol propun să se aprobe rectificarea bugetului local pe trimestrul 2016 cu suma de 4.000 lei, la secțiunea funcționare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, ce face parte integrantă de prezenta hotărâre. Următorul articol, care este și ultimul, primarul comunei și contabilul primăriei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Atât, mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul primar. Doamna deja a prezentat că a fost avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitatea și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 6 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL, Valea Trotușului Bacău, pentru anul 2016. Dau cuvântul domnului primar. Da. Eu vă mulțumesc încă o dată că l-ați acceptat. În ultim moment, mă uitam să văd dacă l-ați avizat comisia. Probabil că l-ați avizat, da? Comisia economică. E în ordine. Este o mare oportunitate privind contextul financiar, respectiv veniturile Comunei Bogdănești, care pot fi venituri locale, bugetare, extra-bugetare și așa mai departe. După cum știți, facem parte din asociația GAL, Valea Trotoșului, Bacău, de anul trecut. Am avut mai multe întâlniri. La ultima dintre ele am participat cu doamna director. A fost, practic, o adunare generală a GAL-ului, desfășurată la sediu, la Onești. Și lucrul de interes pentru dezbaterea de față. Au fost aduse modificări la statut, printre care și modificarea cotizației, într-un anumit context.
bătălia principală, în ghilimele, ocazionată de adunarea generală respectivă, a fost delimitarea sumelor, poate spune mai puțin fericit împărțirea banilor, împărțirea sumelor, care vor putea fi accesate în cadrul galului, este vorba de bani europeni, în exercițiul financiar următor, în 2017. Dacă vă amintiți, noi am plătit inițial un anumit quantum al cotizației după statutul existent la momentul respectiv. El a fost modificat, spuneam ocazionat, și de maniera de împărțire a sumelor care pot fi accesate în exercițiul bugetar următor. Plăteam mai puțin. Noi, practic, am plătit 5.000 de lei, dacă vă mai amintiți, cândva prin luna aprilie, parcă. Acum, când am participat la adunarea generală menționată, existau mai multe variante. După anumite criterii care însemnau numărul de locuitori și suprafața oatelului, puteam accesa vreo 400.000 de euro. Evident că orice ban extrabugetar, mai ales când e vorba de fonduri europene, contează pentru intențiile administrației, respectiv bunele intenții ale administrației locale. Până la urmă, am avut gândul cel bun. Au fost oameni luciți cărora le datorăm aprecierea respectivă, pentru că ei înșiși în mandatul trecut au trecut prin momente de cumpănă și au considerat că este bine să primim sume egale, să accesăm sume egale, ceea ce a condus dintr-o dată la dublarea quantumului, 91.000 de euro, vorbeam să primească pe care o are, dar și cotizația să fie plătit de mod egal. Pentru noi, care puneam puțin și plăteam puțin, acum dacă am primit ceva peste 4.000, echivalentul de 4 miliarde de lei, normal că ar trebui să acceptăm majorarea cotizației de la suma inițială, de la 5.000 de lei, la 8.500 de lei, adică 85 de milioane lei vechi. Asta este sensul acestui proiect de hotărâre pe care o să vi-l prezint pentru conformitate. La primul articol propun aprobarea majorării cotizației anuale la patrimoniul asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Turătușului Bacău cu suma de 3.500 lei pentru anul 2016. Al doilea articol. După aprobare, doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea și ultimul. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul comunei, domnul Oncel Vasile, primarul comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, Asociației GAL Valea Turătușului. Instituție Prefectului de Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Cu atât mai oportună este această hotărâre pe care cred că o veți adopta, cu cât funcționarea galului, care înseamnă mult de lucru, multă documentație, mai ales că galul este în proces de reorganizare, conform perioadei stabilite de legislația europeană. Și mai sunt și, din păcate, OAT-uri care, am înțeles că nu prea s-au plătit cotizația. Mi se pare un gest lipsit de eleganță, un gest lipsit de educație, numai să se primești fără să dai. Deci nu mai poate funcționa, că acolo e nevoie totuși. Dactilograf, contact, așa cea mai departe. O tot mai mult se cuvine să vă mulțumesc. Cât doamna va putea face plata, nu de altceva, dar este o treabă rentabilă pentru comunitate. Plătiri la urmă, 8.500 să primești finanțare peste 4 miliarde de lei. Atât, mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Domnilor și domnilor consilieri, am studiat acest proiect de hotărâre și Comisia numărul 1, Comisia Economică, m-a avizat favorabil acest proiect. Mulțumesc, domnule consilier. Dacă sunt înscrieri pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Rugămintea să mai verificați dacă sunt toate semnăturile în grau. Declar închisă ședința de Consiliu din luna mai. Mulțumim pentru participare. Domnul Pimen. Solicitări. Am auzit. Am luat la cunoștință.